Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Mulțimea îi cântă lui Iisus. Textul de memorat îl găsim în Psalm, capitolul 18, cu versetul 1. Te iubesc din inimă, Doamne! Dar înainte să trecem la povestioara noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumim mult, dragă Iisuse, pentru că ai venit în lumea noastră. Îți mulțumim pentru Biblia care ne spune atât de multe lucruri despre tine. Amin! Mulți oameni l-au iubit pe Iisus atunci când a trăit pe pământ. Iisus i-a vindecat când erau bolnavi, le-a dat mâncare când le-a fost foame, a avut grijă de ei când erau triști sau singuri. Iisus i-a ajutat să nu le fie teamă și i-a iertat când au greșit. El i-a protejat pe oameni de Satana, iar ei îl iubeau pentru toate aceste lucruri. Oamenii știau că Iisus era cel mai bun prieten al lor. Oamenii îl iubeau atât de mult încât unii dintre ei își doreau ca el să fie regele lor. În acele vremuri, regele le spunea oamenilor ce au voie să facă. Unii regi erau buni, iar alții erau răi. Deoarece Iisus era atât de bun și de blând, oamenii considerau că ar fi un rege minunat. Într-o zi, Iisus le-a cerut oamenilor și ucenicilor să-i aducă un măgar pe care să călărească. Ucenicii știau că regii călătoreau uneori pe măgari. Au devenit foarte entuziasmați. Sperau că Iisus va veni rege. Ucenicii au găsit măgarul despre care le spusese Iisus. Iisus are nevoie de acest măgar, i-au spus ei proprietarului. Omul le-a oferit cu bucurie măgarul. Când l-au văzut pe Iisus călare pe măgar, și alți oameni au început să se entuziasmeze. Iisus călărește măgarul ca un rege, zicea oamenii. Poate că Iisus va fi regele nostru. Oamenii voiau să-l ajute pe Iisus să devină regele lor, așa că și-au aruncat hainele înaintea lui, fluturau ramuri și le aruncau pe drum pentru a-i arăta cât de mult îl iubeau. Osana! Osana! Strigau oamenii. Apoi au început să-i cânte lui Iisus. Mame și tați, băieți și fete, toți cântau și fluturau ramuri înaintea lui Iisus. Dar nu toată lumea era fericită. Unii nu își doreau ca Iisus să fie regele lor. Spune-le oamenilor să nu mai cânte, ziceau cei nemulțumiți. Spune-le să nu mai fluture ramuri și să nu te mai numească rege. Iisus era trist, dar nu i-a oprit pe oameni din cântat sau din a-și arăta dragostea. Pot băieții și fetele să îi mai arate astăzi lui Iisus că îl iubesc? Când ascultați de mama și de tata, îi arătați lui Iisus că îl iubiți. Când cântați cântece despre Iisus, arătați că îl iubiți pe Iisus și că vreți să fiți ca El. Curând, Iisus se va întoarce să îi ia la cer pe toți oamenii care l-au ales pe El ca rege. Când va reveni, Iisus va arăta ca un rege. Îl iubiți pe Iisus? Curând, îi veți putea cânta lui Iisus așa cum au făcut acei copii când El a călărit pe măgar. Să îi mulțumim lui Iisus pentru că va reveni curând. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Dragă Iisuse, îți mulțumim că ai venit în lumea noastră. Suntem fericiți că revii curând. Îți mulțumim pentru că ne ajuți să ne pregătim să mergem la cer atunci când Tu te vei întoarce. Amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!